În vechea catedrală episcopală și regală a Mănăstirii Curtea de Argeș a avut loc astăzi parastasul de un an al regelui Mihai I al României. După slujba, care a început la ora 12, a fost înălțată o rugăciune la mormântul fostului suveran. La parastas au fost prezenți principesa Margareta, cu custodele coroanei, principele Radu, principesa Elena și soțul ei, Alexander Nixon, principesa Sofia și principesa Maria. La slujba, care a fost publică, au avut posibilitatea să participe toți cei care au dorit să cinstească memoria ultimului rege al României. României. Printre aceștia s-au numărat nepotul regelui Mihai, fostul principe Nicolae și soția acestuia. Momentul de reculegere de la mormânt în pridvorul noii catedrale arhiepiscopale și regale a avut caracter privat și au participat doar membrii casei regale. O coincidență ciudată, ultimul suveran al României a venit pe lume într-o zi de marți și a plecat tot într-o zi de marți. Mai exact s-a născut pe 25 octombrie 1921, care a fost într-o zi de marți. A fost o naștere cu complicații, care s-a finalizat seara, în urma intervenției medicilor la Castelul Foișor din Sinaia. A trăit 96 de ani și 40 de zile, s-a stins în 5 decembrie 2017, tot într-o zi de marți, la reședința sa din un bon în Elveția în 16 decembrie 2017 au fost organizate funeralii naționale. Pe drumul către Curtea de Argeș, unde fostului suveran a fost pregătit locul de veci, sicriul regal a fost salutat de zeci de mii de români. Descendent al celor mai importante familii regale și imperiale ale Europei, printre ele numărându-se familiile regale britanică, rusă și habsburgică, străstrănepot al reginei Victoria a Marii Britanii și văr de gradul 3 al reginei Elisabeta II a, a Marii Britanii, la funeraliile sale au participat membrii Caselor Regale din Europa și persoane cu titluri nobiliare. În martie 2016, Casa Regală anunța că regele Mihai suferă de cancer. A fost și momentul în care s-a retras din viața publică. Boala, vârsta înaintată și moartea reginei Ana la 1 august 2016 i-au grăbit sfârșitul. Fostul suveran își doarme somnul de veci alături de regina Ana în noua necropolă regală de la Curtea de Argeș. Înainte de a se stinge din viață, regele Mihai a predat succesiunea la tron principesei Margareta.